Salut! Astăzi am să vă arăt cum să procedați atunci când vă cumpărați un SSD nou sau un hard disk și calculatorul sau laptopul vostru nu vi-l vede. Aici am un SSD de la Kingston de 240 de GB. Am să-l desfac. Să vedeți că deci am să-l desfac, îl scot, observați că este sigilat, îl scot din țiplă și ca să nu desfac laptopul am să utilizez un adaptor SATA la USB 3. Am să pun adaptorul în laptop. Deci l-am conectat la USB. Și aici vedeți că am pentru SATA și sursă. Observați, deci nu aveți cum să greșiți. S-a introdus. Și acum, deci laptopul a sesizat că s-a conectat ceva. Deci observați aici patru partiții, însă niciuna nu este complet goală. Cu alte cuvinte, mie nu mi-a detectat acest SSD. Cum procedăm în acest caz? Deci, în continuare, am să utilizez un program care mi înregistrează desktop-ul. Acum introduc SSD-ul în adaptorul USB. Ați auzit că a detectat ceva. Deschidem acest PC sau My Computer și observați că nu se vede acest SSD. Cum procedăm în continuare ca să se vadă acest SSD? Această problemă mi-a fost adusă la cunoștință de către doi colegi care și-au achiziționat și ei unul un SSD, celălalt un hard disk și calculatorul lor nu le-a detectat și au crezut că sunt defecte. Însă realitatea este cu totul alta. Cum procedăm ca să fie văzute de către dispozitivul nostru, indiferent că avem laptop sau desktop. Deci vom da click pe acest PC, click dreapta pe acest PC, pe această pictogramă, dăm click pe gestionare, ni se deschide această fereastră și aici o să dăm click pe gestionare disk. Dublu click pe gestionare disk și ce observați aici? Apare o fereastră în care trebuie să te inițializăm discul. Mie mi-a notat disc 4, deși trebuia normal să-mi noteze disc 3, 2, pardon. Deci trebuia să-mi pun aici disc 2, pentru că am discul 0 și discul 1. Dăm OK și ce am aici? Eu inițial în calculator aveam SSD-ul de 512 GB cu care am cumpăra calculatorul. În partiția ce am instalat și Windows-ul, mai am o partiție D, după care am mai pus eu un SSD de 240 de GB, care l-am împărțit în două partiții, partițiile E și F. Iar acest SSD, tot de 240 de GB, observați că scrie că este nealocat. Pentru a fi văzut de către laptop sau calculator, depinde după caz, voi proceda astfel. Dau click dreapta pe acest disc, dau click pe volum simplu nou. Deci ne apare această fereastră în care spune bun venit la expertul volum simplu nou.
Acest expert vă ajută să creați un volum simplu pe un disc. Un volum simplu se poate afla numai pe un singur disc. Pentru a continua, faceți click pe următorul. Fac click pe următorul. Aici am capacitatea SSD-ului și las capacitatea întreaga SSD-ului, dau următorul și aici trebuie să îi atribui o literă. Aici dacă dați click, o să vedeți ce litere sunt disponibile. Eu am să las G în continuare, dăm următorul, iar aici trebuie să formatăm partiția respectivă. Și avem două posibilități, fie în exFAT sau NTFS. Lăsăm NTFS cu formatare rapidă, următorul, terminare. În acest moment, observați, a apărut și partiția G, adică SSD-ul nou achiziționat, da? Astfel se procedează atunci când achiziționați fie un SSD, fie un hard disk. Sper că v-a fost de folos acest tutorial. Vă doresc multă sănătate, să auzim mai de bine. La revedere!